Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ok, este un spectacol gastronomic aparte la Cluj, unde studenții de la științe agricole prezintă peste 50 de produse alimentare, mai degrabă neobișnuite, aș spune, în cadrul unui festival. Produsele respective sunt extrase din lucrările de licență. Deci, aparent, când dai licența la științe agricole la Cluj, trebuie să inventezi ceva preparat sau chestie de mâncare. Masterchef. Da, cumva. Și nu. Da. Așa cum eu a trebuit să proiectez ceva pentru examenul de licență. Ce-ai proiectat? Uite că nu mai știu. E. O instalație de control la unei alte instalații. Cu recuperarea energiei prin frânare. Asta m-a adus. Și s-a folosit la nivel larg? Sper că nu s-a folosit niciodată. Mașinile electrice, nu știi că și alea recuperează prin frânare? De un principiu de Vlad Petreanu. Eu sunt foarte îngrijorat că la un moment dat în facultate a trebuit să proiectăm diverse chestii și eu am proiectat sistemul de comandă la un lift. Sunt realmente îngrijorat, sper că nu l-a preluat nimeni niciodată, deși uneori când intru în unele lifturi, când văd cum mă gândesc, bă, că ăsta cred că eu l-am făcut, știi? Da. Super exasperant atunci, paranteză, cu proiectarea acelui sistem de comandă pentru liftul respectiv, pentru că erau 5 etape de proiectare, 5 erau într-adevăr, și la fiecare etapă trebuia să se verifice datele, valorile, parametrii din primele, din cele anterioare. Precedente, da. Deci vă făceai pe prima, era ok, verificai, să zicem că ieșea. La a doua trebuia să verifici pe prima și pe a doua. La a treia, pe prima, a doua și a treia și tot așa. Și mie de la a doua nu mi-a mai ieșit nimic, înțelegi? Eram înnebunit pentru că nu puteam să depășesc. Și la un moment dat am zis, băi, hai să facem cumva să fie bine, înțelegi? Și s-au verificat din pix pe acolo, asta a fost, de asta zic că sper că nu. Deci nu mai puteam, stăteam de 3 săptămâni pe proiectarea aia și nu ieșea nimic. În fine, reveni la Cluj, de spectacolul gastronomic, avem așa, preparate, țineți-vă bine, ravioli molecular cu microsfere din subproduse alimentare. Eu sunt foarte curios. Eu n-aș vrea să încerc. Ba da, eu aș vrea să încerc. Aș vrea să facem un tur a României să încercăm drăcii de-astea. Bere sweet stout. Stout e bere neagră. Da. Deci, cum e un anumit tip de bere neagră, aia mai densă așa și cu... Cu pulpă, cum se zice. Cum adică cu pulpă? Aică e groasă și e tulbure. Nu e pulpă, de portocale. Dar nu e stout. Dar nu are pulpă. Așa e o vorbă, Vlad. E prima dată când au vorba asta. Că zici că e aloe vera, e... Știi, sucurile alea cu aloe vera, deci bere cu pulpă poți să încerci doar în cluburi, dacă vrei. Da. Bere sweet stout, deci bere neagră, dar asta așa, cu infuzie de fistic și vanilie. Uite, asta și încercau. Aoleu, da, superb. Vine asta și încercau. Și mie. Forest paste, adică pastă de pădure, produs alternativ la pate. Mm. Cred că este pate de ciuperci, de fapt. Îi spune da, forest paste, deci pastă. Ciocolată vegană cu plante medicinale. Deci cred că e ciocolată din mazăre cu ceva, leu, ăsta, mușețel. Cu plantusin. Mușeț. Plantusin. Asta nu înțeleg. Biotrufe pentru diabetici. N-aș vrea să încerc. Cum trufe de ciocolată? Că dacă sunt pentru diabetici, automat n-au cum să fie alea din pădure. Aha. Tip ciupercă. Da. Și atunci sunt trufe de ciocolată. Vezi ce înseamnă un titlu incomplet și o minte ageră. Pentru diabetici. Am făcut, adică fără zahăr. Am făcut socată. Stelvia. Prima dată în viața mea am făcut socată, după ce am scris pe... Nu, stai. Unde ai făcut să-ți socată? Explic acasă. Să-ți explic. Stați un pic, paranteză. Acum? Săptămâna trecută, că durează câteva zile. M-am documentat. Spune că nu ți-a ieșit. N-a ieșit. Altfel eu mă ridic și plec. A ieșit așa și așa. Imediat vă explic ce s-a întâmplat. Simți că începe să croiesc o... Da. Scuză? Da. Stai-mă puțin. Zi. Vă spun ce s-a întâmplat, că oamenii care sunt pe recepție și care se pricep la socată vor spune unde am greșit. Eu știu unde am greșit, dar poate că, cine știe, mai descoperim și altele. Deci eu am un soc pe care îl aștept în curte, a fost plantat cum am mutat eu acolo, acum aproape 7 ani, mă rog, 8 ani deja. Și el în sfârșit a făcut și el niște flori, numai că a făcut și gândăcei și nu mirosea și ca atare o vecină foarte drăguță mi-a adus într-o pungă de la ea de la țară flori de soc. Și a zis, uite, flori de soc dacă vrei să faci. Așa că m-am apucat să fac. A ieșit mult prea dulce, pentru că un bun amic a zis, la 5 litri de apă pui jumătate de kil de zahăr. Ceea ce eu am făcut. Am pus jumătate de kil de zahăr, florile de soc, lămâie, tot nu știu ce, și ca să-ți dea un pic de aciditate, pui orez. Niște linguri de orez. Uh-huh. Ok, am zis. Și am pus ce orez am găsit și eu prin casă. Aveam niște orez de soc. Nu, am pus puțin orez, am pus 2 linguri de orez, era niște orez ăsta asiatic, basmati. Așa. Și n-a avut niciun pic de acid.
nici un pic de acid, dar el zice că e sirop. Deci este atât de dulce încât nu poți să-l bei. E de neînțeles. Dacă îl îndoi cu apă minerală, ceea ce cred că o să fac. Dar altfel arată foarte bine, e foarte frumos, e aromat, e parfumat, numai că este înfiorător de dulce, ție ți-ar putea să-ți placă, Luca. Mai și nu are cu apă. De asta eu nu înțeleg cum ai putut să trăiești cu secretul ăsta, cu povara asta. Care secret? Că ai făcut socată, n-ai povestit la nea, povestiști acum live. Aduc luni. Vrei să aduc e luni? E tardiv. De ce? Că nu mai vreau. E tardiv. Lasă-mă că adu numai lui Zaf atunci. Da, deci numai lui Zaf, da? Să mor, nu mai vreau. Revenind la Cluj, șuncă de porc cu adaos de pudră de aronia. Nu știu ce este aronia, dar vreau să încerc. Înghețată vegetală îmbogățită cu probiotice. Nu vreau. Băutură fermentată, ai răbdare. Băutură fermentată cu suc de struguri, practic vin, și ghindă. Asta da. De ce? Dacă ghinda nu-i bună. De ce mănâncă porcii ghindă? Și ce dacă? Iaurt uite-te la mine cât sunt. Iaurt cu extract de păpădie și pulbere din coș de banane. Și toate astea sunt expuse la Festivalul Alimentului și întrebarea e unde e alimentul. Asta e bună întrebare. În tot festivalul ăsta. E... Zi. Coaja de banană nu e bună, că e amară. Păi zice... poate că e un pic amăruie. Ăsta practic a încercat orice, inclusiv coaja de banană. Nu orez. Dar ce? Pâine. Pune și mentă proaspătă. Aia ține la băut, 3 lasă. Zile la soare. Se acidulează de la zahăr și lămâie. Am ținut 3 zile la umbră în bucătărie și a fost și frig. E greșit total, nu auzi? Deci dar trebuie să mulți la soare. Unde s-a terminat acum? Sunt 32 de grade. E în sticle, nu mai e, pa. La revedere. O pui că ea mai fermentează, cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.